Dă drumul oamenilor care nu sunt dispuși să te iubească. Este cel mai greu lucru pe care trebuie să-l faci în viața ta și va fi și cel mai important lucru. Încetează să oferi dragostea ta celor care nu sunt gata să te iubească. Încetează să mai porți conversații grele cu oamenii care nu vor să se schimbe. Încetează să mai apari pentru oamenii care pur și simplu nu sunt importanți pentru prezența ta și nici interesați. Încetează să iubești oamenii care nu sunt dispuși să te iubească. Eu știu că este instinctul tău să faci totul pentru a câștiga grațiile tuturor celor din jurul tău, dar este și impulsul care îți va da... Pur și simplu e impulsul care îți va fura timp, energie, sănătate mentală, fizică, spirituală. Când începi să te manifesti în viața ta complet, când începi să te manifesti cu bucurie, cu interes și angajament, nu toți vor fi gata să te găsească în acest loc de sinceritate pură. Nu înseamnă că trebuie să schimbi ceea ce ești. Asta înseamnă că trebuie să încetezi să iubești oamenii care pur și simplu nu sunt dispuși să te iubească pe tine. Dacă ești exclus, insultat, subtil, uitat sau ușor de ignorat de oamenii cărora le oferi din timpul tău, nu-ți faci ție o favoare continuând să le oferi energia ta, viața ta energetică, viața ta însăși. Adevărul este că nu ești toată lumea și nu oricine este pentru tine. Iată ce face lumea asta atât de specială. Când găsești puțini oameni cu care ai o prietenie veritabilă, dragoste sau relație, vei ști cât de prețios este, pentru că ai experimentat ceea ce nu este. Dar cu cât petreci mai mult timp încercând să te faci să iubești pe cineva care nu poate iubi, cu cât pierzi mai mult din timpul tău, lipsindu-te de aceeași conexiune pe care tu o dăruiești. Sunt miliarde de oameni pe această planetă, iar mulți dintre ei vor ajunge cu tine, la nivelul lor, cu vibrațiile lor, de acolo de unde sunt ei. Așa că cu cât tu rămâi mai mic, implicat în intimitatea oamenilor cu care te folosesc ca pernă, a doua opțiune, terapeut și strateg pentru vindecarea lor emoțională, nu este bine. Mai mult timp să stai departe de comunitatea pe care o dorești. Poate dacă nu mai apar, vei fi mai puțin dorit. Poate dacă nu mai încerci, relația se va opri. Poate dacă nu mai trimiți mesaje, telefonul tău va rămâne închis zile și săptămâni întregi. Poate dacă încetezi să mai iubești pe cineva, iubirea dintre voi se va dizolva. Asta nu înseamnă că ai distrus tu o relație. Asta înseamnă că singurul lucru care a ținut acea relație ai fost tu, a fost energia ta pe care tu singur, te-ai angajat să o menții pe linia aceea de plutire. Asta nu e dragoste, asta este atașament. Vrea să dea o șansă cui nu vrea. Cel mai prețios și mai important lucru pe care îl ai în viața ta este energia ta. Nu este doar timpul tău, deoarece acesta este limitat. Asta este energia ta. Ceea ce dai în fiecare zi este ceea ce va fi creat din ce în ce mai mult în viața ta. Sunt cele cărora le vei acorda timpul și energia ta care îți vor defini existența. Când realizezi acest lucru, începi să înțelegi de ce ești atât de nerăbdător. Când îți petreci timpul cu oameni care nu sunt potriviți pentru tine și în activități, în locuri, în situații care nu sunt potrivite pentru tine, vei începe să realizezi că cel mai important lucru pe care îl poți face pentru viața ta, pentru tine, pentru toți cei pe care îi cunoști, este să-ți protejezi energia, mai înverșunat decât orice altceva. Fă din viața ta un refugiu sigur, în care doar oamenii compatibili cu tine sunt permiși. Nu ești responsabil pentru salvarea oamenilor, nu ești responsabil pentru că i-ai convins că trebuie să fie salvați. Nu e treaba ta să existi pentru oameni și să le dai viața ta,
puțin câte puțin, clipă de clipă. Pentru că dacă te simți rău, dacă te simți la datorie, dacă te simți obligat, ești rădăcina tuturor din cauza insistenței tale, temându-ți că nu-ți vor da înapoi favorurile pe care le-ai acordat. Este singurul tău fapt să realizezi că ești persoana iubită a destinului tău, să accepți iubirea pe care crezi tu că o merită. Decide că meriți prietenia adevărată, angajament autentic, iubire deplină, cu oameni sănătoși și prosperi. Și după aceea așteaptă, doar pentru o vreme, așteaptă și uite cât de mult începe să se schimbe totul în jurul tău. E o altă perspectivă. Anthony Hopkins.